Ei bine, în continuare vă povestim despre o inițiativă care are acest scop nobil de a promova autenticitatea originilor noastre. În Irlanda a fost inaugurată o expoziție care are o denumire foarte drăgălașă, aș spune eu. Se numește Ca bunicii din povești și are scopul de a promova importanța rolului bunicilor în familii și vorbește despre ce fac bunicii de acolo, din Irlanda, ca să-i facă pe cei mici să nu uite de locul de unde au pornit în această viață. Mai multe despre această expoziție și inițiativă ne povestește în continuare Natalia Luncaș Ionel, organizatoarea expoziției stabilită în Irlanda. Dragă Natalia, vă salut și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Vă salut pe toți. Vrem să știm de unde a pornit ideea acestei expoziții. De ce ați hotărât să vă concentrați, să vă axați anume pe rolul bunicilor în a îi învăța pe cei mici despre tradițiile și valorile Republicii Moldova? Să știi că acest interviu nu a fost atât de memorabil dacă nu m-ar fi prins o ploaie înainte de a ajunge în direct cu voi și orice oportunitate sau orice provocare poate fi transformată într-o provocare. Ei bine, exact așa a pornit și acest proiect, din dorul meu de părinți, din necesitatea de a-i avea alături aici, pentru că eu locuiesc în Irlanda de aproape 7 ani, și mi-ar fi plăcut foarte mult să-mi am părinții mei alături, bunicii copiilor mei, dar pentru că nu i-am eu, atunci de ce să nu transform acest dor al meu într-o oportunitate de a-i cunoaște pe alții? Și tot așa am pornit, proiectul se numește Ca bunicii din povești și nu e doar o expoziție, ci de fapt sunt aproape 4 luni, timp în care noi vorbim, conștientizăm rolul bunicilor în diaspora. Și precizez, țin asta să precizez, pentru că parcă de acasă bunicii au rolul de a ne crea amintirea, crea longevitatea generațiilor noastre, pe când odată ajunși în diasporă, ei au rolul și de a reprezenta rădăcinile noastre, de a educa nepoții, cine sunt, cine au fost nepoții și tot așa. Ori eu mai spun că bunicii sunt și o nouă categorie de migranți, pentru că avem foarte mulți părinți care vin în țările unde au emigrat copiii lor pentru a-i ajuta să se integreze. Cum? Fie stau cu copii, cu nepoții, fie pentru a-i ajuta cu munca și tot așa. Iar prin acest proiect, Ca bunicii din povești, de fapt încercăm să acoperim și mai multe conștientizări, nu doar ale rădăcinilor, nu doar partea asta frumoasă prin care bunicii spun povești exact așa cum sunt cei din povești și promovarea limbii române, pentru că da, este foarte importantă, dar încercăm să conștientizăm, să tragem un semnal de alarmă și privind izolarea socială a multor bunici, pentru că din cauza barierei limbii din țara vorbită, din țara în care se au ajuns ei, în cazul nostru, în cazul Irlandei, este ei engleza, atunci ei mai puțin prieteni au, mai rar ajung la spital, mai rar ies din casă și totul se rezumă în cazul bunicilor mai mult în jurul familiei. Ei bine, tocmai de asta am pornit, pentru că vrem să scoatem bunicii. Ei sunt, au lăsat casă-masă, depun un efort imens aici și mai mult stau în umbră. Încercăm noi să-i scoatem, să-i scoatem în lumină. Prin diferite, să zic eu, trucuri, primul ar fi de a descoperi 10 bunici despre care eu scriu reportaje cu povestea lor. Am un coleg extrem de talentat, un alt moldovean de 9 ani stabilit aici în Irlanda, Vlad Bodarev, și împreună mergem și descoperim. Deci facem practic o muncă jurnalistică de a-i descoperi pe ei, scriem povestea. Iar pe 29 septembrie vom încheia acest proiect frumos printr-o expoziție, având și susținerea Ambasadei României aici în Irlanda. E o expoziție de fotografie? Și text. Tocmai de asta o numim expoziție fotoreportaj, pentru că aceste fotografii nu ar avea farmecul dacă nu s-ar cunoaște povestea din spatele bunicilor și invers. Textul nu ar fi atât de interesant dacă nu ar fi și fotografia semnată de colegul meu, Vlad Bodarev. Natalia, în Irlanda sunt 10.000 de cetățeni care vorbesc limba română. Tu cred că în toată perioada asta, pentru că ai zis, te-ai întâlnit cu ei, ai apucat să povestești cu bunicii. Ce povestesc? Ce ți-au povestit ei până acum? Ce povești ai aflat
și spuneai că din nefericire există această barieră a limbii, dar bănuiesc că ei încearcă să învețe totuși limba engleză, nu? Nu toți. Nu toți. Și ca să răspund, anul trecut a fost un recensământ aici în Irlanda și s-au declarat oficial înscriși peste 60.000 de români, vorbitori de română aici în Irlanda, inclusiv cei cu două cetățenii, așa cum sunt și cei din Republica Moldova. Și despre ce îmi povestesc? În primul rând, experiența lor de acasă, experiența lor de cine este omul din spatele bunicului, care sunt valorile cele mai importante pe care vor să le transmită nepoților. Chiar ultimul reportaj a fost cu o bunică care a fost croitoreasă timp de 43 de ani în Bălți, în Republica Moldova, și când am întrebat-o ce comoară îi lasă nepoților, răspunsul a fost foarte simplu: amintirile, cum ei gătesc. Ele gătesc împreună tăiței, plăcinte, zeama de acasă și cum comunică cu un accent așa pe alocuri amuzant din limba engleză în limba română și se creează această conexiune specială între aceste două generații. Uh-huh. În mare parte ei își doresc să rămână acolo? Adică, Nu. Nu. Aș spune că o mare parte din bunicii pe care i-am cunoscut eu, și nu mă refer doar la cei 10 bunici implicați în cadrul proiectului Ca Bunicii din Povești, dar o mare parte au venit aici strict pentru perioade limitate, pentru a-și ajuta nepoții, pentru a sta cu ei cât ei cresc. Mai avem și o altă parte de, o altă categorie de bunici care au emigrat cândva, ulterior, cândva înseamnă și 10-20 de ani în urmă. Avem o bunică, ea este în Irlanda de 22 de ani și a dus ulterior familia și a dus familia sa sau copiii s-au căsătorit aici, au nepoții care sunt deja jumătate moldoveni, jumătate cu altă naționalitate, având tații din alte naționalități. Și deci e împărțit. O majoritate însă ar fi cei care vin pe o perioadă limitată cu scopul de a se întoarce, de a reveni acasă. Uh-huh. Natalia, cu siguranță ideea ta poate fi implementată și desfășurată în toate țările lumii, cred. Știm că avem cetățeni moldoveni stabiliți peste tot în lumea asta. Ți-ar plăcea o asemenea extindere a proiectului, nu? Eu gândesc pentru că practic îmi răspunzi sau îmi citești gândul, îmi citești visul. Da, mi-ar plăcea foarte mult ca această expoziție, pentru că eu spun că este la ediția 1, mi-ar plăcea să ajungem și la o altă ediție, deși cât de complicat este și cât de mult timp ne ia, mi-ar plăcea să ajungem în cât mai multe orașe și în cât mai multe țări, acolo unde sunt și comunități mari de vorbitori de română. În cazul acestei prime ediții, de exemplu, avem 5 bunici din România, 5 bunici din Republica Moldova, i-am adunat. Vom avea o primă expoziție pe 29 septembrie la Dublin, apoi în noiembrie, în decembrie am reușit deja să contactăm și comunități din alte orașe. De ce mi-ar plăcea enorm să aibă un astfel de ecou și vă mulțumesc vouă pentru că ne-ați invitat și acordându-ne atenție, de fapt susțineți acest proiect și este important, pentru că, repet, bunicii sunt cei care sunt conexiunea vie cu nepoții de acasă. Fie că bunicii sunt cei care au rămas acasă în Moldova și păstrează legătura telefonic, fie au decis, pentru că se le permite sănătatea, au decis să vină și aici, în Irlanda sau în țara unde au emigrat copiii lor. Apropo de sănătate, unul din aspectele pe care noi le avem în cadrul proiectului este ca cei 10 bunici să fie duși și la doctor. De ce spun asta? Este pentru că, din păcate, bunicii, și aici mă refer și la părinții mei, mai rar ajung la doctor, pentru că pe ei nu-i doare, ori ajung doar atunci când nu mai suportă durerea. Și am reușit, ca prin intermediul unei sponsorizări generoase, să găsim posibilitatea ca acești 10 bunici să fie duși și la doctor. Ori prin asta să încercăm să discutăm la o scară mai largă despre grija față de bunicii noștri, ca să-i avem cât mai mult alături de noi. Și revenind la ceea ce ai spus și tu, mi-ar plăcea ca despre asta să se vorbească și acasă în Moldova și în absolut fiecare colț pe planeta asta unde există vorbitori de română. Și, Natalia, acum chiar sunt curioasă, ai tăi
au rămas în Republica Moldova? Sau, da, bunici, adică știi ce vreau să zic, nu știu dacă ai încă copii, dar cred că la un moment dat se vor... Am copii. Ai? Uh-huh. Am copii, am doi băieți și practic ideea a venit în momentul în care am doi băieți de 8 ani și de 1 an și mama mea a venit în Irlanda, a stat pentru o lună atunci când eu am revenit la muncă și aveam nevoie de ajutor cu copilul de 1 an. Și seara, în timp ce îl adormea pe băiatul mai mare, îi făcea masaj la urechi. Eu după asta am încercat să repet acțiunea cu băiatul, cu Bogdan, dar nu mi-a reușit. Și am realizat atunci cât de prețioasă este prezența mamei mele aici, dar în același timp nu aș putea să o conving, pentru că ea are acasă viața ei, are cercul ei, comunitatea cu care socializează, familia, toți prietenii, și dacă aș aduce-o aici, ar fi o rupere mult prea mare pentru ea. Totodată sunt foarte mulți alți bunici care au venit. De exemplu, unul din bunicii pe care i-am intervievat este unicul bunic, apropo, pentru că avem 9 bunicuțe și un bunic. Despre el voi publica reportajul în septembrie, însă va fi prezent și la expoziția din 29 septembrie, el și-a dat demisia, militar fiind în România, și-a dat demisia doar pentru că unica lui fată nu se descurca cu unica nepoțică. Wow. Și a hotărât să-și lase baltă tot și au venit. Cred că este foarte individual, de la caz la caz, când în același timp, un alt caz, nu mai au pe nimeni acasă. Toți care au plecat, pe care îi aveau, au plecat din viață sau au plecat în alte țări și unica familie le sunt fetele care locuiesc ambele aici în Irlanda împreună cu nepoții. Pentru ea nu a venit cu gândul să rămână atunci când în 2017, când a venit în Irlanda, a rămas doar o săptămână și când s-a întors, îmi povestea ea, m-am întors, casa era pustie, m-a apucat așa o jale că i-am zis soțului, Pedea, facem ce vrei, dar ne ducem înapoi la fete, pentru că eu nu pot să trăiesc fără nepoții mei. Uh-huh. Și iată, din 2017 ea este aici, având grijă de cei 3 nepoți. Natalia, și foarte scurt, te rog, spune-ne unde putem să găsim acum, dacă putem găsi acum reportajele scrise deja. Da, deja cele primele 5 reportaje au fost publicate pe blogul mamanie.eu. Urmează să fie și pe pagina de Facebook. Puteți să le găsiți, Mamanie. Ele sunt publicate absolut gratuit. Cât mai multă lume aș vrea să aibă acces la cele 5 povești care deja au fost publicate. Iar ulterior, la finalul acestei campanii, în cadrul expoziției, vor fi adunate și într-o broșurică micuță pe care bunicii o vor putea lua acasă. Natalia, mulțumim frumos pentru că ne-ai povestit atât de drag despre această idee de suflet. Te așteptăm la Chișinău cu expoziția, ar fi frumos să o aduci și aici, la noi, undeva, în centrul capitalei, de exemplu, să o vadă toată lumea. Și te mai așteptăm cu drag. Mult succes îți dorim în tot ceea ce mai urmează să faci. Mult sănătate tuturor bunicilor! Așa să fie! Mersi! La revedere!